Încercăm să citim câteva cuvinte care au în componența lor sunetul sau litera N. Litera poate fi mică de tipar sau mare de tipar. Să începem cu prima coloană, care ca dificultate este foarte ușoară, a doua va fi medie, iar a treia dificultate ceva mai mare. Avem N-U, nu, U-N, un, U-N-A, na, U-N-A, una, U-N-U, nu, U-N-U, unu, A-N, an, A-N-A, na, A-N-A, ana. A doua coloană, N-U, nu, M-E, me, nu, me, nume, N-A, na, N-I, ni, na, ni, nani, N-U, nu, C-E, că, nu, că, nucă, C-A, ca, N-E, n, ca, n, cană, B-A-N, ban, B-A, ba, N-A, na, N-E, n, ba, na, n, banană, U, N-I, ni, C-O-R-N, corn, U, ni, corn, unicorn. A treia coloană, avem litera N mare de tipar. N-A, na, N-A, na. Vedeți că silaba na se repetă, numai că aici este scrisă cu literă mare de tipar, dincoace cu literă mică de tipar la început. Na, na, nana. N-A, na, N-U, nu, na, nu, nanu. Dincoace avem silaba ni. Iată, N-I formează ni. Tot ni este silaba ni, dar scrisă cu literă mică, cu N mic. Deci, ni, ni, nini. N-A-R, nar. C-I se citește ci, este un grup de litere. S-A, sa. Nar, ci, sa, narcisa. N-I, ni, c-o, co, l-e, le, t-a, ta. Ni, co, le, ta, Nicoleta. Ni, co, l-a, la, e. Ni, co, la, e, Nicolae. N-e, ne, r-o, ro, nero, nero. Și propozițiile. Am, am, un, un, an, an, am, un, an, ana, ana, are, are, o, nu, că, nucă, ana, are, o, nucă, nana, nana, e, cu, nanu, nanu, nana, e, cu, nanu. Puneți și voi pauză și urmăriți aceste cuvinte și aceste propoziții, iar atunci când nu știți să citiți, derulați înapoi ca să vă ajute filmulețul de față.